Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un nou proiect micuț. Chiar dacă am spus că nu voi face floricele, însă sunt atât de drăgălașe și atât de frumoase că nu m-am abținut să împărtășesc cu dumneavoastră modul în care putem lucra aceste minunate flori. După cum vedeți, sunt trei la număr, ele pot fi lucrate chiar și câte una singură. Pentru a lucra acestea avem nevoie de, eu am folosit doar firul Bravo, avem nevoie de culori roz, verde și galben. Vom avea nevoie de aceste floricele. Ele țin locul pistilului florilor noastre. Le găsiți în magazinele de specialitate sau pe site-urile cu produse de pe Facebook. De asemenea, vom avea nevoie de acul pentru cusut. Vom avea nevoie de un pic de lipici, fie lipiciul lichid, fie lipiciul la cap, ce aveți dumneavoastră, croșetul cu numărul 3 și jumătate și, bineînțeles, foarfecul. Țin să menționez că floricica poate fi lucrată în culoarea dorită de dumneavoastră. Veți vedea modul foarte simplu și foarte ușor de a lucra. Vom începe lucrând un număr de 5 ochiuri de lanț. Voi face 1, 2, 3, 4, 5. Voi închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat, care ca de obicei nu alunecă, știți cum, de ce nu vrei, în sfârșit nu vrea. Voi încerca din nou și voi face fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. De foarte multe ori eu v-am spus că lucrez cu camera în față și mi-este foarte greu să văd. Acum voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra prin cercul format, voi trage firul în felul acesta, trec cu croșetul prin primul fir, prin cel de-al doilea și țin pe croșet. Deci am făcut un picioruș dublu un pic mai întins. Cel de-al doilea picioruș dublu, lucrat în același mod, țin pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu, care îl vom lucra în același mod. Acum avem 4 fire pe croșet, le vom închide împreună. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț și voi închide totul cu picioruș scurt în cercul format. Voi continua 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Acum vom face cea de-a doua petală. Firul pe croșet, intrăm prin cerc, vom face piciorușul dublu întins, vom ține firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, vom închide totul, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și vom închide cu picioruș scurt în cercul nostru. Voi continua, dar între timp voi împinge un pic aceste petale în felul acesta și voi continua lucrând cea de-a treia petală în același mod. Am primul picioruș dublu întins, cel de-al doilea, cel de-al treilea. Voi închide totul, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Voi închide totul cu picioruș scurt și vom continua lucrând alte două petale. Le vom lucra singure și ne vom reîntâlni. După ce am lucrat și cea de-a cincea petală, vom închide totul cu fir alunecat în corespondența cercului. Acum voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. După cum vedeți, se execută foarte ușor. Cred că
Este una dintre cele mai ușoare flori care se pot realiza. În felul acesta, acum vom merge mai departe. Cu culoarea galbenă, compune nacul pentru cusutlână și vom începe să dăm un pic de culoare floricelei noastre. Voi ieși cu acul într-un loc anume. O petală nu are importanță care. Voi intra cu acul prin acest capăt. În felul acesta. Și voi începe practic ca și cum am broda. Să facem câteva dungulițe galbene pe fiecare petală și în felul acesta să dăm un aspect cât mai plăcut florii noastre. Am lucrat în prima petală, acum voi lucra în cea de-a doua. Este totul cât se poate de simplu. M-am gândit la dumneavoastră, doamnele începătoare, care oricum aveți nevoie să învățați și lucruri noi. Deci, de jur împrejur, în fiecare petală, eu voi face aceste mici dungulițe de culoare. În felul acesta. Am trecut la următoarea petală. Dacă firul dumneavoastră este mai subțire, puteți să faceți mai multe dungulițe, depinde. După plăcerea fiecăruia, după gustul fiecăruia. Așa, suntem în corespondența ultimei petale acum. Așa se prezintă floricica. Ia uitați-vă în felul acesta, voi scurta și capetele de fire. După care vom trece să realizăm și frunza, care este foarte, foarte ușor de realizat. Deci, floricica este propegată. Vom trece la frunză. Vom folosi aceeași metodă. Am aici un ochi de lanț, deja cel de început, nu îl strângem prea mult. De aici vom pleca cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Firul pe croșet, voi intra în primul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu întins, exact în modul în care am lucrat pentru petale. 1, 2-lea, vedeți, le țin și acestea pe croșet, cel de-al 3-lea, voi închide totul împreună, voi face 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot, deci voi face fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, mă întorc din nou la bază, în corespondența punctului de unde am pornit cu, și voi face un picioruș scurt, continui, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi face din nou cele 3 piciorușe duble întinse, 1, 2, 3, le închid toate împreună, 3 ochiuri de lanț care formez picotul, deci fac fir alunecat, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 4, 5, voi trece din nou în corespondența aceluiași loc cu fir alunecat la
bază și voi forma cea de-a treia frunză, 3, 4, 5, firul pe croșet, voi continua cu cele trei piciorușe duble întinse, 1, 2, 3, le închid împreună, formez picotul din trei ochiuri de lanț, închid cu fir alunecat, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și închid totul la bază cu un picioruș scurt. Vom scurta firul și vom închide totul. Acum vom continua. În modul în care ați văzut, vom realiza o serie de 4 grupe de frunzulițe plus 3 flori. Acum vom începe montarea lor propriu-zisă. Vom lua acest pistil. În cazul în care nu aveți acesta, puteți să folosiți o mărciuluță, foarte simplu. Îl voi introduce prin mijlocul florii noastre, apoi prin mijlocul frunzulițelor. În felul acesta voi monta toate 3 floricelele și le voi aranja după modul în care doresc. Aceam cea de-a doua, acum cea de-a treia. Dacă doriți, aici chiar puteți aplica un pic din lipiciul de care dispuneți. Așa, după ce le-am aranjat toate în felul acesta, le vom pune formând un mic buchețel. Le vom aranja aici cât mai strâns posibil, cât mai frumos, în felul acesta. Ia uitați-vă. Iar deasupra, peste această codiță, voi aplica micuță frunzuliță pentru a întregi lucrarea noastră. Eu cam atât am dorit să vă prezint astăzi. Sper să vă fie de folos. Acest mic buchețel poate fi un foarte frumos cadou pentru 8 martie. Eu stau încă cu lipiciul pe degete. Se poate aplica pe o fotografie din acele, pe o felicitare care am văzut că se găsesc acasă. Și dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Bineînțeles, aici, după ce se va usca bine, acum mi se încleie de degete, noi vom aranja în acest mod floricica noastră să fie cât mai aspectoasă. Dacă vă place ceea ce am realizat, așa cum spuneam, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Ia uitați-vă, ea este aproape uscat. Vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!